Da, un meci cu câteva caracteristici. Primul, meci de tradiție, un meci care vrem să arătăm bine, vrem să câștigăm fiecare duel, vrem să ne batem pentru fiecare minge, vrem să obținem un rezultat pozitiv. În al doilea rând, pot spune că este un meci și aș vrea să obținem un rezultat pozitiv, să confirme și jocul, drumul bun pe care suntem, începând cu meciul de la Arad. Sunt convins că va fi un meci de luptă, un meci în care trebuie să ne punem mintea foarte mult la contribuție, să fim inteligenți, să avem sacrificiu, pentru că sunt convins că vom avea în spate o senzațională galerie care ne va duce spre un rezultat pozitiv. Florin, din nou emoții, trăite și ca jucător, acum pe bancă, da, sau în lojă? Da, nu, cu siguranță în lojă. Da, evident că e un meci, sunt și eu un pic nostalgic referitor la aceste meciuri, că e vorba de FCSB sau Steaua, sau Rapid, era o dată Sport, în sfârșit. Evident că e un meci pentru noi important, cum a zis Flavius. Trebuie să dăm continuitate rezultatelor și evident că va fi un meci foarte greu, Flaviu știe, avem nevoie de determinare, de spirit de sacrificiu, cum a spus el, băieții sunt într-o formă bună, eu sunt, am mare încredere în ei, am decât să va fi va fi un meci foarte complicat, după vremea mea, echipă foarte bună, Rapid, știți foarte bine, deci n-am decât să fiu încrezător și evident să dăm o continuitate a rezultatelor. Referitor, da, la atmosferă, și eu sunt convins că va fi o atmosferă plăcută, frumoasă, dar, repet, avem nevoie de puncte și sunt convins că vom obține un rezultat pozitiv. E mai multă liniște atunci când în contă, practic, situația, cum să zic, de celor care retrogradează direct, pare să fie clarificat un pic, așa, adică, aveți mai multă liniște în ce s-a întâmplat? Pot spune că în subconștientul nostru există această liniște, dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns pentru că acum încercăm să fim realiști și să vedem că se poate și mai mult. Se poate și mai mult. Vom trage linie la finalul acestui campionat și vom încerca în play-out să obținem cât se poate de mult. Și asta mi-aș dori să fie în mintea fiecăruia dintre noi și să suntem acum, cum se spune, în urmărirea celor din fața noastră, cum și alții. Am văzut din declarații, încearcă să ne bage pe noi sub linie, așa și noi încercăm pe ceilalți să-i trecem sub noi în clasament. Dar foarte multă lume spune acum că Dinamo s-a salvat, gata, nu mai are de ce să aibă emoții, ținem cont de ceea ce s-a întâmplat la Gazmet, da? Academica. Până nu se termină campionatul, nu putem spune sigur ce se va întâmpla. Noi suntem atenți la fiecare meci în parte, pentru că se poate întâmpla în fotbal orice. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți și să nu fim superficiali, să nu tratăm jocurile neserios, ceea ce sunt convins că nu este cazul la noi. Deci suntem atenți și nu suntem deja salvați sau deja la baraj. Acum suntem atenți, că se poate întâmpla orice. În acest moment, la cât estimați șansele să evitați chiar și pozițiile de baraj? Șansele noastre sunt destul de mari să scăpăm direct de retrogradare. În ceea ce privește șansele de baraj, rămâne de văzut cum ne vom prezenta, de scăpat direct, cum ne vom prezenta la meciurile următoare. Pentru că, indiferent că întâlnim echipe mai bine clasate ca noi, ca și noi, important este să nu intrăm dinainte învinși. Nu pot estima ca și procent, dar să știți că acolo ne duce gândul. Când vrei teamă că meciul cu Gazmetan ar putea să vă facă mai mult rău decât bine și aici vă dau exemplu în Farului după victoria cu Clingeni? Nu, pentru că nu suntem, eu știu, sau am făcut nuntă după această victorie. Nu, suntem conștienți că a fost o partidă dificilă, chiar dacă la prima vedere a însemnat, eu știu, un rezultat.
așteptat dinainte sau s-a știut dinainte câștigătorul, că noi plecam cu prima șansă, dar să știți că a fost un meci foarte, foarte greu, pentru că starea de spirit sau încrederea jucătorilor trebuia să fie și pe teren, ceea ce m-a bucurat că am văzut acest lucru și am văzut o echipă care a fost concentrată din primul până în ultimul minut, că exista posibilitatea să există o automulțumire doar faptul că suntem prezenți pe teren, dar nu s-a întâmplat. De aceea m-am bucurat poate mai mult decât am arătat-o. Vă râcâie sau vă motivează declarațiile unor specialiști din lumea fotbalului care spun, între altele, că Dinamo nu are șanse la baraj cu o echipă de Liga a doua, oricare ar fi ea? Nu aș vrea să comentez și niciodată nu o să încerc să nu comentez, chiar dacă, eu știu, sunt opinii care diferă față de ale mele sau ale noastre, ceea ce înseamnă Dinamo, și nu aș vrea să le comentez. Sunt doar părerea oamenilor, rămâne de văzut dacă atunci când vom trage linie au avut sau nu dreptate. Dar să nu uităm, după aceea să dăm așa cu eu știu, uitării tot ce s-a spus în perioada de mai înainte. Și atunci când se va trage linie, fiecare știe ce a spus, fiecare își face o autoanaliză, fiecare știe dacă a adus, eu știu, ceva, o vorbă bună unor jucători sau o vorbă bună unui club ca Dinamo pentru a se salva de la retrogradare. Dar la momentul acesta nu comentez și... Dar le pune jucătorilor aceste declarații, nu știu... Nu trebuie să le pun eu neapărat, sunt convins că știu și ei, doar că eu ceea ce le-am transmis și le transmit tot timpul este că sunt doar vorbe. Faptele rămân la final și vom vedea. Probleme de loc sunt înaintea meciului? Steliano Filip este în loc? Sau? Noi suntem la momentul acesta 22 de jucători în loc, 20 de jucători de câmp, 22 de jucători de câmp, deci vor rămâne 4 în afara lotului. Avem doi jucători cu probleme, Ricci Grigore și Mihaiu, iar ieri a acuzat ceva probleme și Ivanov, sper să nu fie ceva grav. Voi decide după acest antrenament cine va rămâne în lotul de 20 de jucători care este pe foaia de joc. Ce impresionare de Gazmetan vor fi în lot? Da. Aceasta este și una dintre preocupările mele, că trebuie într-un timp foarte scurt să integrăm rapid și pe acești băieți, pentru că avem nevoie de ajutorul lor. Sunt jucători buni, jucători care atât timp cât vor fi pe teren trebuie să arate lucrul acesta și să nu rămână doar la stadiul de vorbe ale mele sau de încrederea pe care eu am în ei. Și sunt convins că o vor face, pentru că sunt și jucători de echipă. Nu sunt individualiști și sunt jucători care pun suflet. V-ați mai dorit jucători de la Gaz Metan sau mai rămas câțiva buni echipe acolo? E destul de dificil să... O întrebare simplă, dar un răspuns greu, pentru că pe lista care o trimit trebuie să fie 25 de jucători, iar noi la momentul acesta suntem 31, cu tot cu tineri, în echipă, în lot. Și atunci este destul de dificil, dar cu siguranță, dacă va fi cineva, vom găsi soluții. Vă întreba pe amândoi dacă știți câți jucători vor evolua pentru Dinamo până la finalul sezonului, după ce vor debuta și băieții de la Gaz Metan. În total. Dacă știu câți vor evolua. Jucători au cel puțin un meci la Dinamo Liga în sezonul acesta. Nu știu, eu din punctul meu de vedere, fiecare jucător care a fost sau este în lotul acesta va avea șansa lui. Nu contează cât, contează ce vom face sau ce fac ei pe teren. Poate să fie și 50, sigur că nu este o normalitate. Dar situația din acest sezon și nu numai a făcut ca acest lucru să se întâmple. Dar fiecare dintre ei va avea șansa să demonstreze pe teren dacă merită sau nu să îmbrace tricoul lui Dinamo. Iar când se va trage linie, cei care vor avea continuitate sunt aceia care au arătat lucruri pe teren. Florin, pe vremea ta, cam câți jucători vor au la Dinamo într-un sezon de Liga 1, așa, aproximativ? Pe vremea mea, nici nu mai știu, cred că 20, să fiu pe 20, nu cred. Nu mai știu, a trecut mult timp de atunci. Dar cred că 20, nu? 20. Era altă vremuri, evident, simplu să spun asta. Și nu era 20 la 50, poate chiar 52. Da, da, cum a zis Flavius, într-adevăr, au venit mulți, repet,
să ne atingem obiectivul acesta de a salva clubul de la retrograda, dar după care alegerile va face Flavius în funcție de tipul de jucător care dorește, de caracteristicile lor, nu Flavius. Deci, da, deci, dar repet, cel mai important lucru acum este meciul de mâine. El sunt convins că va fi inspirat și va convoca jucătorii cei mai în formă. Ținând cont de ce a spus el, că sunt câțiva jucători un pic, nu am înțeles că are mică problemă. Dar cam asta e, cam asta e. Păi vom vedea. De-aia au fost aduși câțiva jucători, în plus pentru a avea și el mai multe opțiuni, Flavius, evident, de a face o echipă cât mai bună. Mai sunt foarte mulți specialiști din lumea fotbalului care spun că ok, bun, și Dinamo se saldează anul ăsta, poate, cum s-o saldată, dar ce face de la anul, că oricum e situația dramatică. Cum se vede din interior planul pe viitor imediat? Asta e o întrebare care trebuie să îi pui lui Răzvan Zăvăleanu. Noi ne ocupăm cu partea tehnică, ne ocupăm cu, știți foarte bine, nu că vreau să te evit să te răspund, dar ne focusăm pe meciul de mâine, pe meciul cu Sepsi, Cluj, după care, știți, o să fie o mică pauză și așteaptă acele finale. Da, și eu îmi pun întrebarea asta, încă n-am un răspuns, dar acum, repet, hai să trăim prezentul. Nici eu nu vreau să mai continuăm această agonie, am înțeles ce vrei să spui tu, dar hai să trăim prezentul, adică azi, mâine, după care o să vedem ce se va întâmpla. Dar e o întrebare care poate să-ți răspundă mult mai mult, mult mai bine și mult mai corespunzător Răzvan Zăvăleanu. Câte puncte v-ați mulțumit în aceste ultime trei? Cât mai multe, clar, ce se răspund să-ți dau. Atunci câte ar fi posibile, având în vedere și adversarii pe care îi întâlnești? Adversarii sunt puternici, am demonstrat că se poate și la Arad, chiar dacă a fost un meci foarte dificil, băieții s-au sacrificat. Și cu Gazmetan Medeș, știe și Flavius și știa foarte bine că trebuia să înscriem cât mai repede, adică să rezolvăm meciul în prima repriză. De altfel s-a și întâmplat, mi-a plăcut de băieți atitudinea lor. Mâine, da, va fi un meci cu siguranță foarte greu. Câte puncte, cât mai multe, Edi, ce să zic, cât mai multe vrem. Deși întâlnim echipe, clar, foarte puternice. Dar asta nu înseamnă că nu putem obține puncte. Dar asta e treaba lui Flavius. Atunci, Flavius, câte puncte ar fi pe planul tău? I-am zis. Sunt mai multe, e clar, dar cam cât? E greu de spus un lucru. Clar, noi ne dorim tot ce se poate. Dacă se poate 9 puncte lua, 9 puncte luăm, dar ținând de adversarii pe care îi întâlnim, pe echipele care le întâlnim, cu siguranță sunt meciuri deschise oricărui rezultat, chiar dacă ei pleacă cu prima șansă. Nu există înainte un câștigător. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat și cu CFR când a câștigat în minutul 94 Gazmetan Medeș, chiar dacă era în formulă completă. Sunt Craiova cu cei de la Clinceni când au avut un meci destul de dificil. Sunt situații în care pot să răstorni calculul hârtiei, da? Depinde doar de noi cum intrăm pe teren, cât de mult ne dorim și sunt convins că lucrurile astea o să se întâmple. Vorbesc de dorință, de atitudine, de determinare, de sacrificiu, dar trebuie să jucăm și cu mintea. Pentru că sunt situații când jocul își cere să fie inteligent. Îmi spunea și Gică Popescu, am mai repetat, 70% minte, 30% picioare. Nu ne trebuie acum la momentul ăsta 100% minte. Că dacă ai minte, siguranță te antrenezi bine, ești atent la fiecare fază, nu e superficial, în momentele grele, anumite momente, tratezi faza serios până la capăt. Nu trebuie să fim concentrați 100% și atunci rezultatele vor veni. Acum, cum se vede Rapidul care se află într-o situație tensionată, la care măsură, datorită rezultatelor și situația lui Țăius? Deci, în primul rând, Rapidul se vede o echipă bună cu suporteri foarte apropiați de în timpul meciurilor. O echipă care a făcut o a doua repriză cu CFR Cluj foarte bună și toată, sau marea majoritatea oamenilor din fotbal, laudă jocul. În ceea ce privește pe Mihai Iosif, am văzut și eu declarații, ceea ce pot, este opinia mea, nu cred că acest om va fi îndepărtat de la Rapid. Nu cred, pentru că omul ăsta a adus echipa în play-off-ul ligii a doua, când poate puțin îi dădeau șanse echipei Rapid la momentul respectiv. Ea a promovat în prima ligă, au ajuns la un loc în clasament în care nimeni nu s-a așteptat în începutul campionatului, o echipă nouă promovată. Și acum să nu depărteze, este greu să cred, dar e posibil orice. V-ați fi plăcut sau v-ați fi dorit ca acest lucru să se joace pe nouul stadion în Giulești? Poate să se inaugureze stadionul cu un derby Rapid? Nu am fost pe stadionul din Giulești, dar și Național Arena este un stadion frumos.
Sigur, ei aveau poate mai mari șanse dacă se juca în Giulești. Mai mari șanse, vorbesc din punct de vedere al numărului de spectatori în Giulești. Nu știu dacă pot să răspund, dacă mi-ar fi plăcut. Până la urmă e un stadion frumos și pe Național Arena. Frumos, am înțeles că este și cel din Giulești. Important e ce facem pe teren. Gazonul, dacă se prezenta în condiții foarte bune, cred că nu era o problemă. Vedeți mai circumspect față de meciul de viitor atunci când au egalat în Rapid? Depinde de zile. Atunci am văzut un Rapid, parcă era mulțumit de ceea ce a arătat. Acum îi văd o echipă a Rapidului care își dorește să se lege de șansele minime pe care le mai au pentru a atinge obiectivul play-off-ul. Spun minime pentru că, până la urmă, asta este realitatea. Cred că au șanse foarte mici sau spre zero să meargă în play-off. Și atunci este important pentru noi ca să fim noi concentrați 100%. Voi amândoi sunteți niște oameni care ați avut o relație apropiată cu Mircea Lucescu. Cum vedeți? Adică vă temeți pentru el? V-ați temut când ați văzut ce a început acolo? Ați vorbit cu el? Eu pot să spun că ceea ce m-a încântat, dacă pot spune așa, este faptul că acest om nu a părăsit echipa sau jucătorii și au rămas uniți, chiar dacă cu siguranță își doreau toți să plece, și sunt convins că fiecare dintre ei, atunci când a găsit portița, au plecat toți în echipă. Mă bucur că nu s-a întâmplat nimic și mă bucur că ceea ce am văzut din declarația dumnealui este că era liniște în zona unde el era. Imaginile într-adevăr erau groaznice ce vedeam, dar din ceea ce am auzit că era liniște. Dar situația s-a schimbat, rușii au intrat în Kiev, nu mai e liniște. Și eu acum ceva timp încercam să văd lucrurile bune la acest om și mă refer la președintele Rusiei, și el ce face? Apasă pe butoane și dă drumul la bombardament. Nu le mai pot la jucătorilor de exemplu ăsta. Fiecare om va plăti, mai devreme sau mai târziu, iar acest om sunt convins, nu știu când, cum, dar sunt convins că va plăti și va plăti crunt, pentru că este groaznic să, prin decizia ta, să iei viața altor oameni, chiar dacă tu poate ai alte intenții. Dar este vreo teamă, așa, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, că este relativ aproape de noi și... Da. Liniște clar nu este, indiferent cât am vrea noi să părem liniștiți. Liniște clar nu este. Nu știu dacă e vorba de teamă. Am văzut declarația președintelui României că nu trebuie să ne teme, dar se poate întâmpla orice. Aveți vreo amintire plăcută, neplăcută din derbiurile Rapid Dinamo ca să rămână la fotbal? Am amintiri plăcute. Am amintiri când antrenor era la Rapid, am câștigat cu 2-0, a fost un autogol și apoi a marcat Gavrilă. Domnul Pustai. Era un meci în care noi veneam sau plecam cu șansa a doua și am reușit să câștigăm. Am mai câștigat un meci în Giulești când am jucat în 10 oameni, un meci foarte, foarte frumos, cu multe ocazii. Sunt amintiri plăcute. Lucru care îmi trece acum prin minte sau gândul care îl am acum este faptul că sunt convins că va fi o atmosferă senzațională din punct de vedere al celor două galerii. Iar ai noștri vor sau ne vor împinge spre un rezultat bun sau un joc consistent. Pentru că sunt momente în timpul jocului când avem nevoie de sprijinul lor și l-am avut și cu siguranță la acest meci vom avea. Nu am mare amintiri despre... Nu cred că am jucat împotriva lui Rapid, dacă nu greșesc. Am jucat de fără cu Steaua, iar cu Sportul, dar atunci nu cred că am... Dar eu știți, am plecat din anii 90, am plecat, deci pentru mine a fost o perioadă foarte scurtă, mică, în practic, când am debutat la Dinamo 85-90. Nu cred că am jucat. Da, am văzut derbiurile în anii după aceea, vedeam la televizor. Mi-aduc aminte de perioada lui Nea Mircea și Răzvan, deci... Nea Mircea la Dinamo sau la Rapid? Nu, la Rapid, pardon, este specific, da, la Rapid. Deci, da, va fi, repet, un meci frumos. Eu cred că va fi un meci frumos, cum a spus și Flavie. Și
vorbeam de galerie și de siguranță și sper ca pe și teren, ca și pe teren să fie un spectacol, pentru că altfel ar fi păcat să nu oferim oamenilor un spectacol frumos, cu goluri și de ce nu să chiar să și câștigăm. Eu am mare încredere în băieți. Dau culoare negru jucători ca Torji și Săpunaru? Dar sigur că da, sigur. Jucători experimentați, îmi place foarte mult de Săpunaru. Săpunaru este un lider acolo al echipei. Gabi pentru noi la fel e foarte important, a intrat cum nu se putea mai bine în joc, a dat două goluri, sunt convins că va continua să marcheze. Sunt doi jucători foarte importanți, cu experiența lor, ce să vă zic. Ei țin vestiarul acolo, sunt cei mai experimentați. Am trecut și eu prin asta și știu ce înseamnă. De Dragoș Grigore, îți place? De? Dragoș Grigore? Ah, drag, da. Nu-l preferai aici? Ba da, dar n-am. Așa a vrut, așa a fost destinul. Ce să zic? Da, un jucător foarte bun, ce să zic. Știu povestea lui mare. Dar suntem mulțumiți, Flavius, de băieții noștri, nu? Clar, vede. Florin Cernat a primit deja refugiați în hotelul său. Credeți că este un exemplu de urmat și pentru ceilalți oameni din fotbal? Clar, da. Atâta timp cât este nevoie, trebuie să ajutăm. Clar, dacă până acum situația, eu știu, era parcă tensionată așa la nivel declarativ, adică între oameni vedeam foarte multă răutate, sunt convins că și lucrurile astea care se întâmplă acum trebuie să facem ceva bun, adică să fim mult mai apropiat. Că în momentele astea, chiar oamenii care au nevoie trebuie ajutat și dacă e nevoie, oricare dintre noi, sunt convins că va spune prezent. Ok, mulțumesc! Mai bine! Mulțumesc.